concurență cu elevi în țările din Uniunea Europeană. Aici știți și voi foarte bine, pentru că ați fost direct implicați și ați văzut ce a însemnat acest proiect. Cum au spus mulți dintre voi, v-a schimbat viețile. Da? Eu atât am avut de spus, o să las pe colegii mei să completeze din experiența dumnealor, pe doamna profesorul Olariu, responsabilă cu diseminarea rezultatelor proiectului și, cel mai important, pe voi, pentru că voi sunteți actorii, la urma urmei, acestor parteneriate strategice și pentru voi, în special, se derulează toate aceste proiecte și sunt alocate toate aceste fonduri. Sper că ați avut ceva de învățat și cei care sunt astăzi prezenți aici vor avea și ei de învățat din experiența colegilor. Vă mulțumesc! Am făcut de proiectele pe care activați dumneavoastră a fost implicată. Altul este să vă stăbim interesul pentru activitățile pe care le auziți amintite aici și pe care le vor și demonstra colegii dumneavoastră aici și la momentul în care Liceul Tehnologic de Turism va avea posibilitatea implementării unui alt proiect, să vă implicați, să vă doriți să vă implicați și dumneavoastră. Ceea ce pot să spun este că dacă în 2014 intram cu toții, întreaga instituție, în această categorie de proiecte cu oarecare temere, pentru că dacă n-ai experimentat, n-ai cum să știi. La momentul 2019 suntem bucuroși de toate câte s-au întâmplat. Poftiți, domnule, și noi avem un musafir de seamă cu eu. Haideți! Sunteți binevenit! La astfel de proiecte, dar să sperăm că pe viitor veți fi și voi implicați. Sărbătorim astăzi 5 ani de Erasmus, 5 ani de proiecte, 5 ani de fonduri europene pentru elevi și pentru cadrele didactice. Și, mai mult decât atât, 5 ani de muncă titanică din partea colegilor, chiar și din partea participanților, din partea elevilor care au luat parte la aceste activități. Sunt 5 ani de succes și rezultate senzaționale. Am demonstrat că se poate, că suntem cei mai buni, că liceul nostru și elevii noștri se pot adapta cerințelor pieței europene din toate punctele de vedere. Am fost atât gazde în octombrie anul trecut, cât și invitați. Ne-am deplasat în țări din Uniunea Europeană, din Cehia, din Spania, din Italia. Ne-am făcut prieteni și am dezvoltat parteneriate. Liceul nostru nu se mai rezumă la regiunea Vâlcea. Liceul nostru este cunoscut pe site-urile școlilor partenere din Spania, de exemplu, din Cehia, cu care am colaborat și cu care păstrăm legătura și cu care sperăm să dezvoltăm în continuare parteneriate. Și de ce nu să găsim alți parteneri din alte țări europene și să continuăm ceea ce am început. Povestea Erasmus la Călimănești a început în 2014 cu un proiect de practică. Printr-un formular depus la Agenția Națională, liceul nostru a câștigat 60.000 de euro pentru 24 de elevi și două cadre didactice însoțitoare pentru a participa la în Granada, Spania, regiunea Andaluzia, de sud a Spaniei, la stagii de practică în hotel de 4 și 5 stele.
Elevii noștri au fost selectați dintre cei mai buni și au avut ocazia, timp de o lună, să demonstreze de ce sunt capabili de acolo, să învețe lucruri noi, să vadă ce înseamnă practica în afară, ce înseamnă să fii lucrător în turism, în hotel de 5 stele, nu numai în regiunea noastră. Ovestea Erasmus, din fericire, a continuat la fel de fabulos un an mai târziu, în 2016, când, prin munca pe care am desfășurat-o împreună cu colegii mei, echipa de implementare a proiectelor Erasmus, am obținut finanțare pentru 12 cadre didactice care au plecat să învețe și dumnealor în Europa. Cadre didactice care s-au deplasat la perfecționare în Florența, în Cehia și în Viena, în Graz, Austria. Da, în Austria. Au învățat metode noi, experiențe noi. Nu este un proiect care s-a finanțat cu astfel de broșură și în care, de data aceasta, s-a urmărit formarea cadrelor didactice. Dacă în primul proiect am avut un implement, în al doilea proiect au plecat colegii profesori, pentru că trăim într-o țară democratică, suntem deschiși la tot ceea ce înseamnă modernitate, în sensul bun al termenului, și ne dorim servicii de calitate, servicii educaționale de calitate, în acord cu standardele educaționale europene. În acest context s-au constituit trei comunități, din care au făcut parte colegii de istorie, colegii de geografie, domnii profesori de doamna consilier școlar, domnii profesori de biologie, domnii profesori de limbi străine, doamna profesor de veniți augustă, puță, logică și... Ai zis? Bun. Aceasta a presupus deplasarea în trei mobilități. Una în Austria la Graz, una în Praga, da, în Cehia, și una în Italia la Florența. Și activitățile s-au deplasat, așa cum știți, ele începând cu o mobilitate a echipei de implementare în Cehia, pentru organizarea întregului proiect. Este un proiect care s-a derulat pe parcursul a 2 ani, așa cum sublinia aici Silvia, da? Un proiect care s-a finalizat cu succes, pentru că am demonstrat de nenumărate ori suntem oameni serioși care atunci când fondăm unei activități se implică cu toată ființa lor. Și elevi și profesori de potrivă. Modul în care s-au desfășurat mobilitățile cu elevi îl veți afla de la colegii care se vor prezenta prin fața dumneavoastră. Cadre didactice fără elevi au participat la o singură mobilitate, așa cum vă spuneam anterior, și vreau să vă spun că mobilitatea din România s-a încheiat cu felicitările coordonatorului din Cehia, da? Dana Karnikova, care a ținut cu tot din agențul să ne mulțumească pentru buna și atentă organizare, pentru modul în care au relaționat cu dumneavoastră și copii și cadre didactice, pentru modul în care au fost serviți, pentru modul în care au fost tratați la modul general. Da, da, era dintre multe altele, cu care colega voastră, Bianca, cu Bianca, s-a și prezentat la un concurs, la olimpiadă, de fapt, este chiar bine, o să te rog să le dublezi. Ceea ce consideră că este un mare plus pentru ei, dincolo de dezvoltarea personală, este că documentul pe care l-au obținut la finalizarea acestui stagiu de practică înseamnă un punct foarte important în dosarul personal, în CV-ul lor. Cred că știți că agenții economici sunt foarte atenți la parcursul vostru, la formarea voastră profesională și dacă undeva, la un punct, există o astfel de mențiune că ați participat la stagii de formare profesională, printre care, iată, și unul la nivel internațional, cu siguranță va fi un plus pentru și poate va asigura lucrul vostru în postul pe care veți dori să-l ocupați în unitatea respectivă. Scopul proiectului este surpriză acolo, nu are rost să citim, pentru că sunt lucruri pe care noi, într-o activitate sau alta, l-am mai discutat aici. Am să te rog să deschizi slide-ul care vizează cel de-al doilea proiect, mobilitatea profesorilor din liceul de turism. Da, este o broșură care conține preparatele pe care dumneavoastră, colegii din
Britania, Spania și Turcia. Întocmirea unui meniu complet se regăsesc aici, o veți găsi la bibliotecă la doamna Simona Arogoz. Drept urmare, vă sfătuim să treceți pe acolo din când în când și să le răsfoiți. De altfel, Bianca, să știți că a fost felicitată la scenă deschisă pentru că ocazia zilei educației, nu știu dacă știți asta, a fost organizată Gala Educației, unde Bianca a și primit un premiu consistent și felicitările unei sări întregi la Consiliul Județean. Da? Bravo, Bianca! Poate nu crezi, tot ce mai din 7 elevi, dintre care doar 4 suntem reprezentanți astăzi și 3 profesori, începe călătoria din aeroportul Henrico Ioan, urmând a lua avionul spre Viena, Austria, aflat la o distanță de 228 km de Zvid. Am parcurs acest drum cu trenul și eram nerăbdător de începerea acestei experiențe unice. În prima zi a fost o deschidere oficială a proiectului, urmată de prezentarea liceului Baltaci, o vizită a orașului, a primăriei și a împrejurilor. Ziua s-a încheiat cu activități de socializare și jocuri de cunoaștere, un restaurant indian. În a doua zi, desfășura prima activitate la școală pentru a promova sportul și stilul de viață sănătos. Am participat la diferite activități, aici ne puteți vedea pe noi. Am participat la sporturi, cursuri de arte marțiale și aerobic. În cea de-a treia zi am vizitat distileria Rudolf Jelinek, aflată la 15 km departare de orașul Zlin, în regiunea Bizovice. Excursia a continuat cu vizita unei fabrici impresionate de sticlă, confecționată manual. Am avut prilejul de a gusta din preparatele fabricate de către laborator de ciocolată din împrejurime. Iar Lazne Luhakovice este o stație destinată căutătorilor de relaxare, unde am putut petrece clipe minunate în cafenea, în restaurant și mâncările din prejurime. A patra zi a început cu o vizită a Filarmonicii. A doua vizită a fost la fabrica de încălțăminte. În cele din urmă, în a doua parte a zilei, am lucrat împreună cu profesori de la Brășoa de activități sportive, unde am propus câte două pentru fiecare echipă. În cele din urmă, seara am urmat petrecerea tradițională internațională, unde am avut ocazia să mâncăm gustare, să gustăm mâncare cecă și să cântăm, să împuram alături de celelalte țări participante. În ultima zi a fost finalizarea broșurii considerată produs final al proiectului, evaluarea activităților și decenarea certificatelor. Am fost încântat să participăm la mobilitatea acestui proiect, deoarece informațiile obținute în această săptămână cu siguranță au reușit să influențeze stilul nostru de viață. Pe scurt, pot spune că Erasmus schimbă vieți, formează mentalități și deschide noi orizonturi. Este și cazul colegilor mei, iar acum părerile personale. Mă bucur că am avut oportunitatea de a participa la acest proiect inițiat de domnul profesor coordonator. Pe această cale vă mulțumesc. Pe mine acest proiect m-a ajutat să mă dezvolt ca persoană și să învăț lucruri noi și sper ca pe viitor să mai am oportunitatea de a participa la astfel de proiecte. Echipa noastră formată din Teodora, Andra, Loredana și Bianca a realizat acest desen în care a făcut steagurile sărilor participante și câte un cuvânt din fiecare. Regi, confianță, distracție, creativitate. Vă mulțumim! Informațiilor legate de patrimoniul cultural al fiecărei țări, elevii noștri au pregătit un dans din câte o țară parteneră, dansuri pe care ei le-au practicat în timpul serilor culturale organizate la fiecare proiect. Primul dans este din Genio. Primul dans din Republica Cercă. Erasmus Plus, minte sănătoasă, în corp sănătos.
a avut loc în orașul Cingoli din Italia în perioada 26 februarie-4 martie 2018. Cingoli, după cum vedeți și pe harta Italiei, este localizat în...
Alfabetul. Pentru mine este un lucru extraordinar să văd cât de frumos ați evoluat fizic, psihic, dar vreau să remarc, în primul rând, emoțional. Este foarte important acest echilibru emoțional pe care dați dovadă. Vă felicit. Aș fi fost mult mai săracă dacă nu aș fi acceptat invitația acestor oameni minunați și nu vă spun decât atât. Sunt onorată. Vă iubesc, vă respect și sunt onorată că sunt contemporană cu voi. Vă mulțumesc din toată inima. Dar știu sigur că la baza acestor manifestări a stat o muncă imensă și pentru aceasta, doamnelor profesori, vă felicit. Pentru că observa aici mai partea pe mine, da, avem și un domn profesor, avem și un domn profesor. Iată, se poate. Aceasta ne determină, ne motivează ca în continuare să depunem efort. Desigur, este încă destul de susținută. Dovedim barul nostru, cei de clasa 9, 10, 11, că ne putem și amintica și promit că vom mai avea astfel de pescuri. De alunci, curaj, omorâtări, Erasmus Plus Calimănești. De alunci, curaj, omorâtări, Erasmus Plus Calimănești. De alunci, curaj, omorâtări, Erasmus Plus Calimănești.